A ieșit în sfârșit și domnul Klaus Iohannis. I-au trebuit câteva ore, dar na, ne-am obișnuit. Probabil l-au dat ei afară de pe Facebook, nu? Haideți, domnule președinte, că închidem. Acum un an de zile, voi ați decis ca eu să stau aici și să fiu președintele României. Ați decis acest lucru împotriva unui aparat de partid imens care a dorit altceva. Vreți să insinuați cumva, domnule președinte, că evenimentele din ultimele zile vin cumva în prelungirea alegerii dumneavoastră? Din contră! Ascultați la mine, din contră, domnule Klaus Iohannis! Oamenii s-au revoltat tocmai pentru că n-ați fost în stare să rezolvați nimic, dar nimic! Și când spun asta, știți ce vreau să zic? Citiți-mi pe buze! Nimic! Alegerea mea a fost primul mare pas spre acest alt fel de politică, o politică curată, nouă, o politică transparentă. De atunci am făcut încă mulți pași în direcția bună, pași mai mici, desigur, decât primul pas. Nu, domnule președinte, îmi pare rău să vă spun, dar nu e totul despre dumneavoastră. Înțelegeți? Nu am făcut pași mici, am făcut pași mari, imenși, fără dumneavoastră. Ar fi bine să vă luați de mână cu Ponta, cu Oprea, cu Băsescu, cu toată gașca asta și să tăceți, măcar o vreme. Ah, culmea, la asta cu tăcutul chiar vă pricepeți. Ah, și încă ceva, domnule Iohannis. A fost nevoie să moară oameni ca această demisie să se producă. Nu cred. Vă dau cuvântul meu, nu cred că ați putut să spuneți așa ceva. Nu! Nu a fost nevoie de moartea unor tineri pentru nimic, domnule Iohannis. Niciodată nu e nevoie. Mă rog, nu cred că înțelegeți și nici nu vreau să dezvolt, nu vreau să explic evidența. Asta m-ar face ridicol în fața telespectatorilor, așa cum ați apărut dumneavoastră astăzi în fața românilor. Urât, foarte urât, să confirmați exact ce a spus Ponta, că profitați politic de moartea unor oameni.